companie, cât poate ea să nu plătească? Știm de la realitate, ea nu erau de stat. Că se poate să nu plătești, de exemplu, 7 ani niciun șfanț. Păi da, să ai 50 de milioane de euro datorie. Ei spun că sunt acolo niște chestii, adică ne notasem aici, care sunt motivele, dacă mai contează. Păi zice așa, acumularea datoriei a fost cauzată de creșterea cu peste 80% a parcului auto, adică ne-au făcut un bine, au luat mai multe autobuze și troleibuze și asta i-au datorii. Deci de la 1040 de mijloace de transport, cât aveau probabil pe vremea lui Victor Ciorbea, la 1861 cât au acum. De dublarea liniilor de transport, aici totuși vin și pun o întrebare, dublarea liniilor de transport față de ce perioadă? Perioada interbelică? Pentru că în ultimii ani nu s-a mai făcut nicio linie. Așa, inclusiv în județul Ilfov, acolo ați băgat niște maxi-taxiuri dintre alea, n-au nicio legătură. Precum și de diminuarea bugetului capitalei în 2019, ca urmare a reducerii cu 30% a sumelor repartizate de guvern din încasările impozitului pe venit colectat la bugetul de stat. Deci au găsit niște scuze. Bă, și la CFR tot așa. Și la Tarom e tot așa. Peste tot. La toate regiile astea. Peste tot. Radetul e faliment. Bă, toate sunt așa. Da? TVR-ul, să nu-l uităm. Dar nu este una, bă. Ăsta un mastodon. Nu mai vorbesc de fabrici, uzine, că alea s-au închis toate. Deci românul n-a fost în stare, statul român, n-a fost în stare să gestioneze nimic. Întrebat de altfel în aceste zile de jurnaliștii tot mai ofensivi, tot mai prăduitori, Ludovic Orban, premierul României, întrebat așadar de destinele autostrăzii Comarnic-Brașov, autostradă virtuală, ca un card, dar nu există. Poți plăti cu ea, dar nu există. Te plătește ea pe tine, depinde, acolo... Încă n-am elucidat exact cum sunt sforile alea, în ce direcție sunt trase. Premierul României a spus, mi-e rușine să vorbesc despre acest subiect. Deci e clar, da? Și îl va abandona tacit. Că nu se mai poate face nimic. Bă, Comarnic Brașov, bă. Nu vorbesc aici de Constanța Timișoara. Vorbesc de Comarnic Brașov. Deci niciodată. A plecat capul și a zis, mi-e rușine. Da? E totuși ceva. Da? Este totuși un lucru pe care, iată, și-l asumă în sfârșit o guvernare. Dacă ar fi spus în campania electorală, după părerea mea, era și mai fair. Da? Campania electorală, că el oricum n-a fost ales de popor, Ludovic Orban. Da? Așa zic pentru Klaus Iohannis, ca să știe lumea, domnul Orban este brașovean. Probabil că de asta a fost întrebat de Comarnic Brașov și pe Ion Țiriac puteau să-l întrebe. Dar de ce n-ați făcut dumneavoastră, domnul Țiriac, nicio autostradă în România? Putea să fie întrebat la un moment dat. Și atunci înțelegea că ar fi spus așa. Păi, am făcut o autostradă că n-ați văzut-o voi. Dar eu am făcut altă treabă. M-am dus în Germania, pe vremea când îl manageriam pe Becker. Și atunci le-am tras nemților o autostradă care se duce de la München, că el așa pronunță în germană, și până la Tanger, în Maroc. Asta am făcut eu. Și atunci când Becker a pus mâna și a deschis o carte de economie, eu i-am dat-o să o citească cum se citește, că el o deschisese invers Becker. Nu mai luase nicio carte în mână. Și atunci i-am întors-o eu. Și când a deschis, mi-a văzut mie moaca pe pagina a treia. Eu aveam o pagină de economie în cartea de economie a Germaniei. Asta am făcut eu. Am dus-o de la München până la Tanger. Da, deci e mare lucru, sigur, și asta, dar n-a făcut în România și cu atât mai puțin la Brașov. Avem niște dezvăluiri, cum că rezultatul prost obținut de Partidul Social Democrat în alegeri a fost, de fapt, umblat. Adică a fost un fel de 1-2 final între domnii de la PSD, respectiv doamna de la PSD, și domnii de la PNL, respectiv domnul de la PNL, în sensul în care, ci că totul a fost un aranjament, dar, sigur, eu spun ce am citit, dar nu este ideea mea, așa s-a spus și la Revoluție, am fost contrazis acolo până la urmă de agenturii străine, probabil că ele aveau dreptate, n-a fost Revoluție, a fost un furt, da? A fost o lovitură de stat, un puci, ce o să-i să mai spună în timp
Dumnezeu știe. Problema este că noi am fost totuși contemporani cu momentele alea și mai greu să uităm. Da? Până să ne ducă pe noi la reeducare, să uităm, toată perioada aia e mai complicat. Dar astăzi, ăștia născuți după ultima ploaie, uite cum sunt cei care s-au duelat acum pentru prezidențialele 2019, pot să spună ce vor. Deci a fost o luptă aranjată, în sensul în care domnul Iohannis i-a cerut expre Partidului Social Democrat să o pună pe doamna Dăncilă să candideze ca să o bată sigur. Doamna Dăncilă bătuse palma cu Paul Stănescu să nu candideze, dar până la urmă l-a trădat pe Stănescu după ce Klaus Iohannis a avut un dialog tet-a-tet cu ea de 20 de minute. A venit înapoi la partid și a spus că ea vrea să facă repede un congres pentru că știa că va fi desemnată ca să candideze. A candidat, ci că sunt niște trucuri. Da, domnul Iohannis a mai vorbit prin evenimentul zilei și în general prin surse puțin fiabile de tipul ăsta despre așa ceva. Cu atât, noi nu pretindem că nu e așa. În România se poate întâmpla orice. Dar astea sunt zvonurile care circulă, că de fapt a fost aranjată această sesiune. Domnul Iohannis, dar nu știm exact care sunt motivele. Aș putea însă să dau cu părerea. Și, de exemplu, să cred că s-a făcut o înțelegere de tipul Clause, te lăsăm să ajungi la Cotroceni, adică să continui să stai la Cotroceni, dar să nu ne bagi la pușcărie, mă. În mandatul tău, ăsta al doilea, nu mai intră niciun PSD-ist la pușcărie. Că genul ăsta de tranzacții se întâmplă la noi. Da? Și în 90, Iliescu a fost votat, tot așa, se spune că s-ar fi întâlnit cu 2-3 cetățeni, da? Și ăia ar fi zis, nea Ioane, te votăm pe tine, că ăștia n-au mâncat salam cu soia, nici Câmpeanu, nici Rațiu, ma ta ai mâncat salam cu soia până ai căzut lat, da? Și toate porcăriile alea pe care le mâncam și noi, ma ta stăteai în lift fără curent electric, ma ta stăteai în cadă fără apă caldă, noi pe tine te votăm. Și Ion Iliescu a câștigat atunci distanțat alegerile prezidențiale, tot așa pe un blad de tipul ăsta. Așa se spune și acum. Oamenii cred încă, chiar și PSD-iști ăștia care s-au speriat pe vremea doamnei Chioveși, da, care între timp a fost și decorată, felicitată, premiată în aceste zile, omul anului prin Europa, Conduța Chioveși, bă, noi că ne uităm și noi cu jind la perioada aia, când în fiecare zi intra câte un cumătru de ăsta cu lanțurile de mâini sau de gât la pușcărie. Astăzi vedeți că nu mai intră nimeni. Și ce că ăsta ar fi fost pactul? Băi, Klause, ne lași dracu în pace, cât ești tu mandat, furăm, facem ce vrem, tu oricum te duci în concediile tale, în weekendurile tale, n-ai făcut nimic nici în primul mandat, stai liniștit, poți să faci același lucru și în al doilea, dar lasă-ne pe noi în pace. Despre asta se vorbește, asta spun chiar PSD-iștii. Vreți să știți care e răspunsul lui Klaus Iohannis? Știu că sunteți mulți de ăștia deontologic perfecți și aveți nevoie de răspunsuri. Nu, domnule, vorba lui Lucian Blaga. Da? Misterele trebuie adâncite și să facem din ele mistere și mai mari. Nu ne trebuie explicații. Da, dacă tot vreți, că știu că ăsta e în general românul, dar tu ma ta de unde știi? Dar ție cine ți-a spus? Uite ce a spus Klaus Iohannis când a auzit de scenariul ăsta. Mi se pare foarte ciudată această abordare. Nu. PSD-ul a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze și cred că e mai bine să întrebați acolo de ce au făcut-o, fiindcă rezultatul este bine cunoscut. Asta a transmis. Ceea ce, într-adevăr, nu sună bine. Adică sună cam ablat, într-adevăr. Deci, da, e foarte ciudată abordarea. Cum adică ciudată abordarea? Păi e scandalos, te duci de aici judecată. Cum să-ți vină să-ți întineze cea mai mare victorie a existenței tale? Turul al doilea la alegerile prezidențiale, că asta e mai mare victorie decât prima. Nu? Oricine poate să ajungă în vârf, mai greu să rămână acolo, nu? Așa se spune. Deci e cea mai mare victorie politică și nu numai, da? A existenței lui. El asta spune. Mi se pare foarte ciudată această abordare. Cu băia te-au făcut de râs. Au zis că te-ai întâlnit cu Madame Dăncilă și că ai convins-o pe aia să candideze, că e o nulitate absolută. Cine știe ce-o fi primit Dăncilă? Cu ce-o fi ieșit ea de la respectiva întâlnire? PSD-ul a convins-o pe Dăncilă să candideze. Și cred că mai bine întrebați acolo de ce au făcut-o. Păi pe cine să mai întrebe? Că i-au fugit toți.
fiindcă rezultatul este bine cunoscut. Deci, la un asemenea răspuns, într-adevăr, dai apă la moară celor care susțin că a fost umblat. E bine, explicațiile domnului Ludovic Orban nu s-au lăsat așteptate. Cum a putut trăi el cu dânsa cu 3.000 de lei pe lună? Și iată, avem explicația. Ea vine, sigur, din gura unui expert, deputatul PNL Răzvan Prișcă, pentru că Ludovic Orban l-a mandatat pe acesta, el era gâtuit de emoție și n-a mai putut cuvânta. Soția premierului Ludovic Orban este vegetariană de 20 de ani. Deci nu mănâncă nimic. De asta au putut ei trăi cu 3.000 de lei pe lună. Ludovic Orban n-a avut bani niciodată. Sau, mă rog, a avut într-o perioadă pe care deocamdată nu mai amintește și din ea trăiește și acum. Fi dat vreun tun la păcănele, de exemplu, sau l-o fi păcălit pe unul și nu mai fi dat bani înapoi, cum se practica la noi, și spune la un moment dat, sunt un om simplu care pot spune chiar că sunt auster și cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. Păi nu. Un om normal, iată, cheltuie 355 de lei pe Moș Nicolae. Ludovic Orban cheltuie 15 lei. V-am spus pentru ce. În viață, ai ani mai buni, ai ani mai răi, ai luni mai bune, ai luni mai rele. Dar ce mă, tu ești Klaus Iohannis? În fine, nu întotdeauna trăiești din veniturile pe care le încasezi într-un an, ci și din veniturile pe care le-ai avut înainte. Aoleu, dar dumneavoastră de unde aveați chiar venituri, domnul Orban? Ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut. Bă, cum se spune în fotbal, atâta indemnizație ai avut, atât ai jucat. Da? Adică nimic. Au existat anumite perioade în care, să spun, n-am înregistrat venituri. Și aici vreau să rețineți, și asta e de antologia politicii mondiale, și aici vreau să rețineți că nu m-am dus și n-am cerut niciun ajutor de șomaj în perioada respectivă. Deci iată ce înseamnă un om încolțit. Au intrat un pic oamenii peste băiatul ăsta, care nu-și putea justifica averea în niciun fel. Da? El îmbrăca la 4 ace tot timpul, cu părul geluit, pe gelul ăla, Dumnezeule, vedeai 3.300 de lei pe lună, bă. Da? Și incredibil, bă, fraților. Deci Ludovic Orban nu s-a dus să ceară ajutor de șomaj, bă. Bă, doare Nicu Bădălău s-a dus? Oare Codrin Ștefănescu? Că și ăsta a avut momente mai bune și mai rele. Bă, oare Liviu Dragnea a fost vreodată la șomaj? Da? Victor Ponta? Da? Ioan Rus? Știu, da? Grei ăștia. Adrian Năstase n-a avut perioade grele, dar el din ce trăiește? Apropo, Bombonel. Dacă îl vedeți pe la șomaj, să ne spune și nouă. Poate încearcă și el. Sigur, cu barba aia lui își pune o pălărie de-aia de la Hemingway pe cap, să nu-l recunoască aia, nici măcar cei care l-au citit pe Hemingway să nu-l recunoască. Da, îmbrăcat, tot cu fularul ăla lui, sau poate, cine știe, cu un parpalac dintre ăla pe el, să duce și el să ia de șomaj. Cum e asta, bă? Și premierul României, bă, în țara în care politicienii dețin niște averi incomensurabile. Da, și totalmente nejustificate. De ani și ani de zile. Să nu spună mie Ludovic Orban că n-are un amic, n-are un prieten pe lângă el care să-i împrumute și lui 400-500 de mii de euro. Da? Așa cum să fac împrumuturi. Bă, bă, cumpănașul împrumuta sute de mii de euro sau lua împrumut sute de mii de euro. Nu putea să ia Ludovic Orban. Bineînțeles că putea, bă. Dar cum să spui, bă? Să știți că sunt atât de cinstit încă nu m-am dus, bă, să iau șomaj. Și nevastă sa e vegetariană de 20 de ani. Să înseamnă că mănâncă tot pâine cu unt și cu ridic pe lună. Taie când sunt ridic, de-aia spun. Taie ridic, parcă și văd pe Ludovic Orban. Ludovic, nu te duci tu să-mi tai ridicile, că parcă tu le tai mai bine. Știi că mari bucătari au fost bărbați? Nu știam, dragă. Îi taie el bucățelele de ridiche și îi pune 3 pe prima parte a pâinii și 3 pe cealaltă. Pune un pic de sare și îi aduce. Vezi, dragă, ești vegetariană, să mănânci mai puțină sare. Hai, publicitate și ne întoarcem. Capital Top 300, top e 2019, dar 300, ei sunt 300,
La dracului, încă mai sunt 300 de români? Sau e și diaspora luată în calcul? Probabil că e luată și diaspora. Am încercat zic clasamentul ăla pe care îl vedem în fiecare an. Nu o să mă mai obosesc să mă uit la toate pozițiile, dar hai că totuși la primii poate aruncăm o privire până la urmă. Dacă nu-i găsesc în emisiunea asta, îi găsesc la Dan Bâra. Ia să vedem. Ăsta-i Dragoș și Adrian Pavel. Ăștia sunt primii. De la Bacău, Dedeman, 2,1 miliarde de euro. Așa. Ia uitați-l, mă. Ăsta vă face autostrăzi. Ce să faci, mă, cu atâția bani? Da, Ion Țiriac, locul 2, 1,92 miliarde de euro. Sub el, ce scrie? 80 de ani, București. Extra, da. National Geographic, dependenți de plastic. Da, totuși, din ce în ce mai puțin. Nu o să mai apară, pentru că și pungile deja sunt din material reciclabil. Ele par de plastic, dar în realitate nu mai sunt. Sigur, nu mai vorbesc de pungile alea care n-au fost niciodată din plastic. În OK, moștenesc o coroană blestemată, o Camila și, bineînțeles, prințul Charles. Pe Camila n-am recunoscut-o, pe Charles, da. Iată-i. OK-ul totuși nu este la ultima apariție, așa că să nu ne uităm foarte lung la ei. Newsweek, ungurii și bulgarii l-au salvat pe domnul Lăzărescu. Ai un titlu adânc. Da, aici, cam aici a rămas cu lecturile cinematografice domnul Orcan. La moartea domnului Lăzărescu, în evenimentul zilei, a construit un punct de frontieră fals și a păcălit pe emigranți. Asta să ne uităm că, uite, a luat foc. A luat foc de la benzină sfințită, scrie evenimentul zilei. Asta ce vorbeam noi în Nigeria. Gala, capital, eroi anului. Bă, o vi se închide ziarul și vorbiți de eroi anului. Democrația de la metrou. Este un titlu al lui Ion Cristoiu. O fi circulat Ion Cristoiu, nea Ion ăsta, maestru Cristoiu, fi circulat vreodată cu metrou. Eu spun că Ceaușescu a circulat mai mult decât el. Bun, publicitate și apoi Dan Bâra.